Cătălinca Zacu a avut prima apariție pe micul ecran după ce au apărut zvonuri potrivit cărora nu ar mai forma un cuplu cu Ramona Olaru. Întrebat cum stau lucrurile între el și asistenta TV, motociclistul a derulat elegant subiectul. Cătălinca Zacu și Ramona Olaru nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare și au eliminat toate pozele în care apăreau împreună. Invitat la o emisiune cu profil monden, fostul concurent de la Exatlon, a glumit pe seama vacanței din Zanzibar și a evitat să răspundă la întrebările care o implicau pe blondina de la Antena 1. Nu m-a furat nimeni în Zanzibar. Ce se ia de la mine? Banul sunt, actele ce să facă cu ele că sunt ruțel, nu mai e cui să le vândă. Am stat puțin. Este pentru prima dată în 6 ani când eu ajung în România iarna. Eu până acum 2 zile nu am avut geacă, a spus Cătălin Cazacu. Întrebat cum a petrecut de Revelion, Cătălin Cazacu a dezvăluit că mai mult a muncit în timp ce Ramona Olaru s-a distrat pe cinste. Eu am muncit. În noaptea de Revelion am filmat oameni de acolo. Au fost 500 de oameni. Ea s-a distrat pentru că de-aia am mers să ne distrăm, a mai precizat Cătălin Cazacu. Cătălin Cazacu și Ramona Olaru sunt prieteni din 2018, dar au început să formeze un cuplu din toamna anului trecut. Înainte de această presupusă despărțire, prezentatorul TV a mărturisit că are în plan să-și întemeieze o familie cu asistenta emisiunii, Neața cu Răzvan și Dani. Ne ajută faptul că ne cunoaștem de mult. Vinerea, când este ziua ei liberă, o iau, merg cu ea pe barcă, ne distrăm. Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă. Am reușit mai nou să mă trezesc și dimineața. Aud ceasul când sună, nu este un pat așa de mare. Mi s-a modificat programul din cauza Ramonei. Pentru prima dată m-am dus la ora 9 dimineața duminică la sală. A zis antrenoarea că am venit direct din club. Eu dormeam de obicei până la 1-2, a declarat Cătălin Cazacu.